Bun găsit la primul observator din 2012. Pentru noi este deja 2012 de câteva ore încoace. O să vă arăt acum imagini de la New York, pentru că New Yorkezii acum trec în 2012, în urmă cu câteva secunde. Acolo s-a dat drumul la artificii și s-a numărat trecerea în noul an. Lady Gaga și primarul Michael Bloomberg au fost cei care au apăsat butonul care a ridicat celebrul deja glob de cristal. Au fost aproape 1 milion de oameni acolo, în Times Square, ca să treacă în 2012 din inima New Yorkului. Acest glob de cristal de care vă vorbeam este celebru pentru că este impresionant prin dimensiunile sale. În fiecare an, americanii îl aprind în Times Square, 32.000 de LED-uri îl alcătuiesc. Ceea ce ați văzut în imaginile de acum câteva secunde au fost celebrele săruturi din Times Square. Obiceiul acolo este ca oamenii să se sărute la 12 noapte atunci când se trece în noul an. Vă mai spun că organizatorii au folosit o tonă de artificii și o tonă de confeti. În piață sunt, așa cum vă spuneam, aproape 1 milion de oameni, iar asta înseamnă foarte multe măsuri de securitate. Americanii nu se joacă atunci când vine vorba de astfel de evenimente. 15.000 de polițiști patrulează în zonă, se asigură că totul este sub control și că oamenii se distrează bine, fără să-și pună cumva în pericol viața unul celuilalt. Deja au cântat acolo nume mari, sunt concerte organizate în această noapte. Urmează să cânte însă un artist mult așteptat de americani, este vorba despre nimeni altul decât Justin Bieber. Vedem așadar imagini în direct de la New York. New Yorkezii acum trec în 2012, ciocnesc pahare de șampanie, se sărută și se bucură de aceste momente. Aproape 1 milion de oameni se află acum în Times Square.